Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Programul poate conține scene cu tentă sexuală și limbaj licențios. Tatăl vostru nu mai vine acasă pentru că divorțează de mine. Victor, e vorba de copilul nostru. Iată avantajele unui concubinaj fericit. Căsătoria asta e o mare greșeală, iar eu m-am săturat de țigănia din viața ta. Mie îmi place de voi. Eu nu vreau să mă dezbărțiți. Trebuie doar să recunoască Victor copilul și mă întorc acasă liniștită. Adică unde e Pamela? Au răpit-o unii. Felicitări, sunteți tatăl copilului. Prima zi, Dumnezeu a creat soarele, da? Satana, ca să contraatace, a creat arsurile solare. A doua zi, Dumnezeu a creat sexul. Satana a creat căsătoria. Și la treia zi, Dumnezeu a creat un economist. Satana s-a gândit ce să facă și a creat... Ha? Un al doilea economist? Zergul! Tata? Da? Tata? Da, Isen, ce? Te-am căutat peste tot. Da. Păi, doar a fugit, eram aici. Ce s-a întâmplat? E adevărat că divorțezi de mama? Eva... Răspunde-mi, e adevărat? Da, scuze, trebuie să... Hai, vino să vorbim. Scuze. Vine, pace. Deci sunt orfan? Nu, cum să fii orfan? Dar nu a murit dragă nimeni, tactul are o amantă, atât. Măi, mamă, cum să-i spui asta? Ce? Știu și eu ce e o amantă, una care aduce numai necazuri copiilor. Uite, băiatul e deștept. Are dreptate, bunii. De asta nu am timp să mă plâng, pentru că eu sunt acum bărbatul familiei. Nora, la când mâncăm? Dar cât vrei tu, bărbate? Vreau să mâncăm acum. Acum nu-i prea devreme? Bun, avea dreptate când zicea că nu ai grijă de bărbatul tău. Când am zis acum, e acum. Acum! Bine, boss. Acum mâncăm. Eu nu mă mai întorc la mama. Acolo e casa noastră. În care tu nu mai stai. Că tu acolo stai. Numai mama e de vină. Te-a tocat mărunt la cap. Păi nu știu eu. Nu știu nimic. Lasă. Hai, te rog frumos. Eu vin cu tine. N-ai unde să fii cu mine, eu nu am casă. Nu mă interesează, dormi și tu pe stradă, dormi și eu. Și te rog eu frumos, nu face circulul ăsta, dar te rog foarte mult, da? Acum ești mare și știi foarte bine ce înseamnă un divorț, hai du-te. Nu pot să cred că tu, tatăl meu, mă arunci în stradă ca pe un copil asta de la cămin. Este o prostie. Și te rog frumos, să vorbești mai încet. Mai vorbim noi. Te aștept aici până termini. Stai aici? Da. Aici? Da. Am aflat că cea mai bună cale spre inima ta e să fii sincer. Atunci de ce ai mințit? Dar nu am mințit. Ți-am ascuns niște lucruri pe care nici eu nu le știam. Și asta cu ascunsul așa ce e? E o prostie. Aș prefera să-mi cadă cerul în cap în secunda asta decât să spun ce am de spus, dar trebuie să știi și tu adevărul. Se pare că e al meu copilul ăsta. Thank you.
Mă ierți? Nu e nimic de iertat, Victor. Adică... putem să fim ca la început? Nu. Soțul meu are un copil cu altă femeie. Poate să trăiesc cu asta? Să-ți explic, n-am avut nicio treabă cu Laura, înțelegi? N-am simțit nici măcar prietenie pentru ea. Serios? Și copilul ăla cum s-a făcut? O neprubetă? Eram beat. Ah, Victore, lasă fițoasele. Găsește-și tu o fată, pune mâna pe ea și fă un copil. Păi, știi că ai dreptate, fraierule care ești. Asta e. Un copil care să ducă viața mai departe. Bă, Victor, deștept mai ești, bă, băiatule. Hai că am plecat să fac un copil. Vă pupă, tata. Băusem pentru că mă gândeam că tu ești la Mickey Goga și... Poftim. Da. Te-ai bucurat ca un copil atunci când te-a sunat el. Adică dai vina pe mine? Trebuie să recunoști că a fost și vina ta. Victor, n-are rost, pe bune. Pierdem timpul degeaba. Dar nu pierdem niciun timp degeaba. Laura nu vrea decât un nume în certificat și pe aia se cară la părinții bogați din Timișoara, atât. Atât? Da, atât. Și după aia o să putem să ne reluăm viața așa cum a fost. Aici lângă mine, mâncați aici gura ta. Băi, deci, nu știu, talent, alea, toate, toate au venit grămadă. Bravo, bravo, ești maximă. Oh, Doamne, să moară cea mai scump. Dacă nu era Dorela aia mea, te făceam a mea. Pamela, Dorela, a mea, Pamela, da. Gen, ce zici, boss? Ia zi. Compozitoare, ești mare. Ești mare compozitoare, ăla care a zis bine. Statuie, fac, tot. Să dea Dumnezeu tot. Sănătate, boss. Că ești așa băia finuț, nu mă ajungi cu clipul? Păi nu te ajutăm noi, păi nu suntem noi oameni cum să cade. Păi n-am muncit noi, mă, zi.
Și noapte. Da. Așa e, mă, aveți dreptate. La videoclip, boss, dacă vrei, poți să o iei în backing vocals, la umplutură, acolo, pe spate. Ce facem? La, să cânte în spate cu vocea la videoclip. Nu, că nu? Eu n-am pretenții de-astea de vedetă. Eu aș vrea așa, dacă se poate, o bluziță, o fustiță, un chiloțel, o de-asta, știi? Că de când am venit aici nu m-am spălat și nu mai pot. O să fii prințesa mea astăzi, o să mergem la mall. Dar trebuie să răcoresc că ia puțin mașina. Mm-hmm. Da. Mergem la mall? Da, da, ia, până să răcorești așa, ia mai dă-i o dată cu vis. Da, mai dă-i. Să mai dăm o dată? Da, 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 frumos. Pentru așa. Pentru bossul boșilor, numărul 1 din România, Porumbelu, se știe 1, 2, 10, nu? Mersi. Ia să vedem noi ce mai zice. Nu mai, gata, cărți. Gata, nu mai vreau să văd nimic, gata, nu. Dar de ce vorbești așa, Janine? Nu, are dreptate și Victor ăsta. Astea sunt chestii primitive. Eu mă duc la bancă, scot milionul și îmi salvez fata. Păi, să fiu al dracu, auzi tu, un milion. Da, mergem la bancă, vedem cum dracu se scoate un milion, că, na, trebuie să-l băgăm în ceva. Na, un milion e un milion. Auzi, tu știi că eu n-am văzut niciodată cum arată un milion? Adică, așa cum e el... Cred că depinde de ce bagnote îți dă oia de la bancă. Gianino, mă uit așa la tine, îmi pare rău că-ți spun. Dar tu ești deșteaptă rău de tot. Adică de la una e să pui bagnote de alea de 100 de lei și alta de un leu, nu? Sau de 500 de euro. Aoleu. Da. Da, auzi, Gianino, dar dacă tot mergem la bancă, n-ai vrea să mergem la un mall, să-mi cumpăr și eu așa niște haine de româncă? Păi pentru ce? La ce-ți trebuie? Păi, Pamela m-a pus acolo pe calculator, m-a pus la matrimoniale și trebuie să fac niște de-alea, niște poze în româncă îmbrăcată. Da. Doamne, Maica Domnului, țara arde și babele se piaptă. Păi, Gianino, de ce vorbește așa? Că uite, poate am și eu așa noroc în viață, că știi că să-mi bai de capul meu. Acum ce? Pamela e tânără, își revine, dar eu... Happy. Miruna, vreau să realizez că n-are rost să ne stricăm viața pentru... Pentru un copil. Asta a spus și tata mamei atunci când a plecat de acasă. Eu nu asta am vrut să spun. Am vrut să spun că nu are rost să... Voi bărbații sunteți atât de nesimțiți. Și aveți un organ lipsă, un organ important, sufletul. Miruna, nu e bine ce faci. Am vrut să spun că n-are rost să ne stricăm viața pentru copilul ăsta, pentru că oricum va dispărea din viața mea el. Și tata mare m-a asigurat că o să aibă grijă să-i plătească pensia alimentară și gata, nu o să am nicio treabă cu el. Chestia asta mă sperie mai tare decât dacă îmi spuneai că vrei să faci parte din viața copilului. Victor, tu-ți dai seama, ăsta e copilul tău, e sânge din sângele tău. Cum să nu vrei să îl vezi cum crește? Cum să nu vrei să fii lângă el? Tu ești normal? Da, sunt foarte normal, Miruna. Și din punctul meu de vedere, un copil se face din dragoste, nu dintr-o prostie. În situația asta, copilul e mai important. Gândește-te că lași ceva pe pământul ăsta. Nu, stai un pic, nu înțeleg. Despre ce vorbim acum? Ok. Să zicem că te iert. Că trec peste povestea asta. Și că suntem împreună. Și nu reușesc să fac copii. Tu nu o să te întorci la copilul ăsta? Nu știu ce să zic. Nu știu. Dar nu știu, nu știu ce să zic. Dar nu știu ce să zic, Miruna, pentru... Crezi că eu știam? Crezi că mie nu mi-a picat cerul în cap când am aflat? Crezi că știam că am un copil? Crezi că nu-ți spuneam? Victor, eu te iubesc. Și îmi doresc să trec peste chestia asta. Dar am nevoie și de ajutorul tău. Iar tu, în momentul ăsta, nu ai voie să alegi. Nu ai voie. Buongiorno, bambino. Buongiorno, Nineta. Haide în casă că am pregătit masa. Mulțumim. Hai. Uite ce bine, fără par, venitele alea în casă. Uite ce de jucării. Ia uite ce de jucării și ce pace e și liniște în casa asta. Ce fericit e mie, bambino. Îmi pare bine că vă simțiți mai bine. Victoraș vorbește în fiecare zi despre dumneavoastră.
Păi, viața mea s-a schimbat de când l-am cunoscut pe Victoraș. Cu el am mers prima oară în picioare. Prima dată. Pare bine. Vrei să te măriți cu Ongean? Nu, nu înțeleg. Tata te întreabă dacă vrei să te măriți cu el. Si, să viagi în Italia, în Taormina, în Mio Natale. Te rog, mama, să fac școala acolo în Italia. Nu-mi fac niciodată în Italia. Si, mia bambino. Am vorbit cu verii mei și ei au zis că o să ne ajute să ne punem pe picioare. Ei au bani, am și eu banii mei de aici, din România. Să știi că nu vreau să pierd ocazia să fiu fericit. Te rog, mama. Pe mama a dat afară de la serviciu. Victor. S-a închis croitoria unde lucra ea. Vezi, e un miracolo. Andiamo în Sicilia, da? Să știți că o fac numai pentru Victoraș. Să mergem în Sicilia. Grație, grație mille. Mersi, fetiță. Nu știam că e așa ușor în privat. Este foarte greu în privat, pentru că au niște reguli absolut infernale. Da. Na, noi ca oameni putem să mai greșim dacă ne este foame. Hai că știi că banii nu sunt o problemă la mine, da? Știu, de asta mi-am și riscat pielea pentru tine. Sunt toți? Nu mă răi. Am încredere în tine. Da. Eu merg la coafor. Vii cu mine? De dragul vremurilor bune? Nu, care ăla nevoie de bani? Care ăla? Iubitul meu. Iubi? Iauzi. Da, tată, mă. Bună ziua. Ce mai faceți, măi, copii, măi? Că eu, vai, sunt foarte ocupat cu ăsta micu. Da, a plâns toată noaptea, pe cuvânt. Acum i-a trecut la drum burtica, n-am știut ce să-i fac. Păi ce să-i fac? Auzi, mă-ndă, Nico, tu ca femeie, nu știi ce să-i faci? Eu? Păi da. Eu n-am copii. A, da, Octaviane. Dar tanti are dreptate, ea nu are copii. Iar nănașul i-a avut, păi când era măta mare Gianina, bebelușă. Ia uite-l pe tati. Ai văzut pe tati? Ia. Ia spune. Ce bă, tati? Când m-a bebelat noi, tati? Când vi? Zi. Tată, mă răci cu panorama asta. Păi ce panorama? Dar ia uite-o și pe tanti. Stă lumânea, tanti! Ce mai faci, tanti? Unde pleci, tanti? Tată mare, te rog, eu ce-i cu panorama asta? Asta din amul găleată, numai cu Caterinca, știți? Păi da. Păi din amul găleată, n-are concurență la Constanța. Așa să știi, măi, strănepoate și străfinuțule. Auzi, nu te lasă să ții minte asta, nu te lasă străbunicul tău. Fără mamă și fără ta. Ai înțeles? Ce facem? Se uită la noi, Gen. Sau încă n-avem nicio șansă, nu? Nici nu cred că o să avem prea curând. Frumoasă! Na. Ceva cu sclipici. Cu petre strălucitoare. Să iasă firma în ochi, să ne scoată ochiul. Eu aș vrea să probez asta. Bravo. Și eu parcă aș proba asta totuși, că gen... N-are tati ce să vă fac. Nu se pot. Intrați amândoi, dracu, în cabina aia, că stau cu ochii pe voi. Pamelo. Tu... Tu ai început să dai un sens vieții mele, știi? Da.
Lasă că vedem ce sens dăm vieții tale după ce ieșim dracu de rahatul ăsta. Dacă fugim, fugim oriunde. Uh-huh. Oriunde, nu mai să-mi spui. Da, oriunde, oriunde vreau, oriunde. Numai să reușim. Da, păi de ce să nu reușim? Păi omul are un pistol și n-are nicio jenă să-l folosească. Asta știam și eu, gen. O, te duc eu, unde vreau eu. Hai să ieșim, că mi-e cald. Miruna, te rog eu frumos, Victor, nu-mi băga în seamă. Victor, nu mă mai ruga nimic. Du-te și ceartă-te cu familia ta, cu plodul tău, cu măsa, cu cine vrei tu. Eu o să mă duc la mama pentru că are nevoie de mine. Stai puțin, eu nu am nevoie de tine sau ce? Victor, te rog. Ce mă rogi? Tu știai că Pamela a fost răpită și să cer 1 milion de euro pe ea? Așa e când ai mulți bani, ai și necazuri multe. Poftim? Ești sigur că au răpit-o? Normal că sunt sigur. Și prietenul tău, Mickey Goga, e răpit dacă te interesează. Dar tu de unde știi? De la sorsa, de la Mona. E sorsa, dacă nu știai, apropo. Știam. Săracul Mickey. Întotdeauna l-ai acuzat că e cu mine și încolo, în timpul ăsta, tu făceai un copil cu alta. Miruna, hai să nu ne stricăm relația pentru chestia asta. Te rog eu frumos. Victor, nu vreau să ajung ca mamă. Te caut eu. Auzi, vă spun eu o vorbă mare. Femei mai găsești. Dar copilul tău e copilul tău până mori. Dă-i. Păi, dar ce faci, jumătate atâta scoți? Păi da, fă, ca să ții tu haine de româncă, așa, mai răsărită. Păi da. Păi da, că milionul scoatem de la bancă. Ia uite ce frumoasă e. Și ce frumos îmi șoate, zici că sunt film, e artistă. Ia uite, Jean, ia uite pe... Mm-hmm, da, îți place? E chiar frumoasă, da. E să vedem cât costă. Ia, uite. Aoleu, dar ce e atâta bănet? Păi uite că e din piton. Ce piton? Ce uite, e piton? Șarpe, piton, dun. Un șarpe e de mai mult șarpe. Hai, fă, că de bani ăștia și mușcă. Hai să lăsăm acinușa, că ne mușcă pe... Asta o iei? O luăm, o luăm. Aha. E frumoasă, fă. Hai. Hai. Păi, dar tu crezi că o încăpea Meleonul în geanta aia? Mă duc la bancă și văd. Și dacă nu încăpe? Mai mi-a o geantă de mână. Auzi? Ia-o pe aia, pe aia care a văzut-o eu, aia din pele de, cum îi zice, de bidon. De piton, fă. Da, așa, cum o fie șarpele alea, de șerpe. Și fie atât, mi-a plăcut rău de tot. Ești tău, geantă. Da, era scump până ai văzut asta. Dar uite ce față am. Meri și eu, nu? Nu bei? Îl beau tot eu? Bine. Și să vă anunț că e groasă rău de tot. Trebuie să mergem peste Porumbelul și să luăm pe ăla, pe Mickey Goga de acolo. Da, mă, țin acolo că vrea să-i fac o manea sau nu știu ce. Dar de ce ne băgăm noi? Că m-a rugat Mona, de fapt m-a amenințat. A zis că dacă nu mă ocup, ne dăm primire la miliție și asta nu e bine pentru noi. Pentru noi? De ce? Ce mă așa greu, frățiorul meu? Păi dacă ăla ne dăm primire, nu mergem la pana aia toți? Așa că nu e... combinații. Bună! Bună! El e Leo. Salut! Bună, Leo! Bună, Leo! Ce facem? Ne gândim. Dar Victor, unde e? Nu știu. Are alte probleme. Probleme cu Pamela și cu nebuna de măsă, bănuiesc, nu? Ia uite că mă sună. Da, mă? Păi și ce fac? Cum are că e nebun? Păi oprește-o. Dacă nu poți să o oprești, așteaptă atunci că venim noi acolo. Bine, hai. Știi, bă, nebuna asta de Gianina umblă cu 1 milion în valiză să-și rescumpere fata. Bă, păi ce are, băie, nebunul ăla? Că cum să umbli, bă, cu 1 milion mâncați așa? Păi mai vede vreodată. Cine umblă cu 1 milion într-o valiză? Ia să vă aștept. Haideți, hai să mergem. Hai, Dim.
Mergem și noi? Da, mi se pare incitant cu Milon într-o valiză. Dar cine e? Soacra mea. Gata, fă, am rezolvat. Auzi, dacă ar știești, dacă noi avem un meleon aici... Șt, dar fă din gura, e nebunit. Lasă, lasă, ce, că parcă ne crede cineva. Acu ce-i scriu lui ăsta? Lasă să vii Victor întâi. Nu mai aștept să vină Victor. Vreau să-mi aduc fata acasă azi. Păi dacă tu dai toți banii lui ăsta, noi ce mai mâncăm? Nu mă interesează ce mai mâncăm. Mâncăm vânt și ploaie. Dar mi-aduc fata azi acasă. Gata, 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 liniștește-te. Hai să te duc acasă. Eu nu merg acasă. Am 30 de apeluri de la maică ta. Pe mine nu mă interesează, că nici pe Ana e interesată de noi și te-a lungat de acasă. Bine, Eva. Nu e vina ei, da? Eu am plecat de acasă. Haide, te rog. Eu vin cu tine. Nu ai unde să vii cu mine. Atunci pot să mă bați și eu mă duc la protecția copilului. Să mă crească statul și pe voi să vă scoată niște părinți responsabili. Hai, te rog frumos. E treaba ta. Faci exact cum vrei. Te rog eu din suflet, nu face vreo tâmpenie, că venim și noi acum. Suntem pe drum, da? Vine și Victor. Nu, că voi îmi stricați tot. Unde ești? La mol. Stai acolo! Eu îi scriu să vină. Măcar femeia lui Dumnezeu, cheamă-l în parcare să vezi dacă te aduce fata. Nu face dreacu vreo prostie pe acolo. Îmi vreau fata acasă. Nebunilor. Băi, alo, alo! Mor! Proasta asta vrea să le dea banii. Păi haide, mă, dă-i odată, mergi mai repede, mă! Ce face pameluța mea acum? Dar ce ne facem noi, frate? Oh, capul meu, omul e intrat, uitați-vă și voi. Asta e momentul nostru. Momentul nostru să ce, bă, mică, că n-am nicio idee. Nici merge. O, Doamne, Doamne, Doamne. Ce dracu le faci? E vesel nebun. Zâmbește-și tu. Să mai zâmbim. Mai bag o fisă și mergem. Da, unde mergem? La Măta. Uite ușa acolo, auzi? O vezi? Eu zic să fugim pe ea și o blocăm. E ceva ce merge în risc? Da! Ce ți-e frică? Cam frică. Am găsit, nu, hai! Iau! Las, nu mai. Hai să mergem, că ăsta cu bile mie nu mi-a plăcut niciodată. Vagabantul până ora asta. Cofor, de ce? Băi, femeie cu copil mic, nu ți-e rușine să lipsești toată ziua de acasă? Dar ce mă, vă, Elene, să stați cu el, muriți dacă stați o zi? Hai că văd că se zleșinează pe el, așa că nu vă să fie o problemă, da? Mâine să faci bagajul și să nu te mai văd în viața vieților! În viața vieților mele! Natanase, tu nu-mi dai mie ordine, da? Că ne supărăm. Copilul rămâne la mine. Tu nu ești mamă! Hai, da, dă-te la parte, că mi-e somn. Hai, mana, ce ești! Da, hai, dă-te de aici, că mi-e somn. Nu, drăguțe, nu. Mama e puțin răcită. Nu sunt! Trebuie să fie. Fără actele mele nu putem trece granița și pierdem și avionul. Astea sunt. Astea sunt. Femeie miraculoasă, cum l-ai găsit tu. Hai să mergem. Chiar plecăm? Am scăpat de necazuri de tot. O să fim foarte fericiți în Italia, vă spun eu. Hai. Și acum ce facem? Așteptăm.
Bună, Mirciulică, ce faci? Zilu, asta, să lase papornița și băi, du-te tu, că pe tine porumbelul nu te știe. Bine că ai venit. Vezi că am nevoie de tine. Trebuie să mergi să stai la intrare la supermarket acolo, ai auzit? Ok. Bună și ție. El e Leo, el e. Dar noi ne știm. Nu cred. Hai să mergem. Hai să mergem. Hai. Dar mie nu-mi place broccoli. Are așa un gust de varză opărită. Păi, atunci mănânci doar friptura. Te rog. Doamne, nu-mi place nici friptura. Miroase a un condiment leșinat. Să fie salvie? Salvie? Mm-hmm. Mama nu punea niciodată salvie. Ah, poate că dacă nu plecai de la Măta, mâncai fără salvie. Te rog. Iartă-mă. Da, iartă-mă, știu. Ce să fac? Du-te, adu-i niște pâine cu unt. N-am altceva. Tu de ce adu-i? Vezi că după ce mâncăm, o să fac și eu o baie în piscină. Exclus. De ce? Pentru că astea sunt regulile casei. După 7 nu mai intră nimeni în piscină. Ai înțeles? A, deci mergem la piscină în grup și la ore prestabilite. Exact. De unde o să dorm? Uite acolo, pe canapea. Pe canapea? Uh-huh. De ce credeai? Tata, dar nu se găsește și pentru mine în casa asta o cameră? Hai că vorbim după. După ce? După masă. Bă, toată lumea a făcut-i pe poziții. Te rog eu frumos, fă ceva cu Măta. Și ce să-i fac? Nu știu, bag-o sub mașină, fă ceva. Auzi-mă? De unde știu eu pe fraierul ăsta? Nu mai știi? Nu. Mai ții minte, mă, la titiauri, la academie, când te-a scos din mașină, era instructor de la... Mamă, tu vorbești serios? Da. Dar lasă asta, că te rog eu frumos, fă ceva cu Măta. Da, mă, gata, iartă. Ok. Îl știu pe soțul tău. A fost la noi, la academie. Era cu tot cu băieții ăștia. Poate îl confunzi, el nu prea e genul care să umble cu mașini. Ba da, a urcat beat la volan. Parcă suferea după o fată. Despre tine era vorba? Mai contează? Ești genul care rupe inimă. Dar ce-i cu fițele astea pe ea? Nu am ce să fac, a venit peste mine. Nu ai ce să faci. Ți-am zis de la început că eu nu o să-ți cresc copiii. Ți-am zis sau nu ți-am zis? Stai puțin acum, te rog. Doamne, deci îmi vine să țin numai în palme. Tu n-ai văzut Emil. Viața noastră nu trebuie să fie așa. Ok, o să rezolv. Îi rezolv acum. Și ce vrei să fac? Dacă o sui acum în mașină, o să țipe ca din gură de șarpe. Păi atunci să vină Măsa și să o ia. Ce zici? Ok. Vrei să te vezi cu Nora în seara asta? Nu, că ești nesimțit. E, da. Hai să mergem în casă. Vii? Păi ce să vin, că... Deci cred că o să mă duc la yoga, că trebuie să curg așa zenul și feng shui-ul, că altfel eu nu o să rezist. Auzi, tu știi că ești căsătorită? Hm? Ce cauți cu papagalul ăsta? E un amic și nu sunt gravidă cu el. A, nu ești gravidă cu el, asta e răspunsul tău. Dar ce cauți aici? Unu, îmi place adrenalina și doi, poate mă interesează și pe mine ce se întâmplă cu mama soacră, nu? Ah. Mă cunoaște toată lumea aici. Știi că sunt o celebritate. Gen. Cerești tu un pahar cu apă, te rog. Imediat. Și un telefon. Ha. Ah, știi că mie nu mi-a fost frică deloc. Gen. Pe bune. Știi ce planuri am pentru seara asta? Să fii sigur că scăpăm de aici, nu? O să cer niște bani și un taxi. Știi că nu putem fi în siguranță decât gen... La mine, la studio. Gen, telefon și apă. Imediat. Happy. Happy. Uite ce frimitură ai făcut! Tu nu ești în stare să mănânci la vârsta asta? Dacă mai ridici o dată tonul la copilul meu, te calc în picioare. Aha. Mergem acasă, hai. Nu vin. Ia mâna! Hei! Ce ții pe așa? Ce ți-au făcut? Da.
stați un pic. E o situație tensionată, dar o putem rezolva cu calm. Vă rog frumos, da? Ce calm, măi, că dacă nu erai cu domnișoara asta, n-ajungeam aici niciunul. Tu în casa mea ți-ai permis să comentezi? Uite așa, dragă, la tine în casă, e bine? Mi-e rău. Deci mi-e rău, nu mai poți. Dacă te-ai încurcat cu un bărbat însurat cu trei copii, nu ți-a fost rău? Eu nu merg acasă, mie îmi place aici. Și au și piscină. Rămân și eu. Oricum tata ne-a promis că mergem în pasos. Deci nu cred. Nu, nebunesc, nu cred. Dar hai să fim calmi, te rog. Păi ce să fiu calm când ăștia mi-au invadat casa, cum să fiu calmă? Alo! Ăștia-s copiii lui. Mama, te rog frumos, nu te coboră la nivelul ei. Bravo. Mergem acum. Haideți. Eu rămân cu tata. Și eu. Auzi, mă? Tu mai vezi pe Miruna pe aici? Cum îi merge de Miruna, mă? Măta nebuna se plimbă cu un milion pe-n valiză pe mol, sorta e răpită și ție ți-arde de Miruna. Ai, mă, frate, lasă-mă, ție clar că nu o să vină nimeni să ia milionul ăla, ești nebun la cap. Fărăște-mă mai încet. Mai că mai e nebună la cap. Bă, la un milion de euro vine până și papa de la Roma, ești nebun la Bine, cap. Mă, cum zici tu, ok. Dar eu nu înțeleg ce treabă are Miruna, toată combinația asta. Ce? Ce tu ești așa la mine? A? Ești nervos sau ce? Ba nu. N-am de ce. Păi, hai să o căutăm. Da, las-o pe mătă, las-o pe sorta, nu contează. Lasă milionul de euro să mergem să o căutăm pe Miruna, nu? Bine, mă, frate, hai, mă duc singur. Adio locuri unde am suferit atât de mult. Mami, ți-e frică? N-are de ce să-i fie frică, totul e aranjat. Vărul meu a reușit să deblocheze toate conturile mele din România, cu toate că erau pe numere vacine bune. Suntem bogați? Da! Sicilia! Sicilia, venim! Ce-a fost, mă, asta? Păi tu nu l-ai văzut, mă? Bă, pe cine au luat, mă? Unde-i Miruna? Mă, cine mi-a luat mașina? Alo? Unde? Cine? Pamela, tu ești? Fata, tu ești unde? Unde ești? Bă, e liberă, Pamela! Alea, Pamela, e liberă! Zici ceva, Emil. Da, dragul meu, zi tu ceva. Ce să... Eu propun să mergeți cu toții acasă. Vii și tu? Nu, înțelegeți că eu nu mai vin. Eu cu mama am divorțat și gata. Deci nu mai ești tatăl nostru? Ba da. Atunci fii tatăl lor. Noi stăm aici și mergem la piscină. Aici nu-i piscină publică, dar vreau să înțelegeți chestia asta, să nu mai îmi violați intimitatea. Doamne, îți place? Nu, nu îmi place, dar nu am ce să fac. Asta este situația. Am luat o hotărâre, dacă nu pot să mă abat. Copiii, înțelegeți și voi, vă rog. Eu înțeleg că pe mama nu o mai iubești. Dar pe noi nu ne mai iubești? Mă, vă iubesc. Păi dacă iubești așa, până îți decide judecătorul, eu îți propun să împărțiți în mod egal. Adică? Păi da, uite așa, un weekend la tine și un weekend la ei. Hai bunică, nu se poate. Weekendul ăsta unde vreți să stați, iată-ți? La tata. Da, drăguța mea, așa că noi o să mergem la mare. Tot n-am văzut mare anul ăsta. Hai, ca două doamne, așa, vă pup de pe litoral. Hai, hai, hai! Unde vrei să mă duci? Cine ești? Ce vrei de la mine? Credeai că o să te las cu urâtul ăla? Nicio șansă.